Dinamo vs. Astra Giurgiu a fost partida ce a reinaugurat Arena Națională într-o întâlnire de neuitat din play-off-ul Ligii 1. Astra a făcut spectacol și a lăsat groghi pe dinamoviști după un hat-trick semnat de Nisa Libec cu trimitere la selecționerul Angel Iordănescu. Ce pasă bună pentru Junior Moraes. Moraes se duce peste Pulici. Moraes în care Teixeira, gol! Bugema! Bugema deschide scorul în minutul 17. William de Amorim o pasă pentru Alibec în poziție regulamentară. Alibec intră în careu, Alibec poziție de șut, trage Alibec, gol! Gol Astra! Execuție magistrală a lui Alibec, care pune mingea în vincul porții lui Cernia Uscas. 2-0! Sergiu Hanca pentru Paul Anton, vine șutul acestuia, gol! O minge acum lungă pentru Alibec, scapă Alibec singur, Alibec în careu, Alibec și este gol! Astra face 3-1 prin Alibec. O minge pentru Alibec, trage Alibec, gol! Gol, hat-trick reușit de Denis Alibec. 4-1 pentru Astra în partida cu Dinamo de pe Arena Națională și giurgiuvenii sunt deja cu gândul la meciul de mâine de pe Marina Anastasovici, când Astra va întâlni Pandurii Târgu Jiu într-o partidă care va decide liderul Ligii 1.